Alte 498 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate sâmbătă în Republica Moldova după efectuarea a 5046 de teste. Astfel, bilanțul infectărilor de la declanșarea pandemiei a ajuns la 362.326. Din numărul total de cazuri, 5 sunt în rândul lucrătorilor medicali. Totodată, 32 de oameni au pierdut lupta cu boala. 3 decese au fost înregistrate sâmbătă, iar celelalte sunt din perioade anterioare. În prezent, în spitalele din țară sunt internate 1320 de persoane, dintre care 152 se află în stare extrem de gravă, iar 28 sunt supuse ventilării mecanice. Vestea bună este că 841 de oameni au reușit să învingă boala. În total, 346.067 de moldoveni au fost tratați de COVID-19.